Seara, Poți să bună seara! filmezi. Anul meu este într-adevăr întreagă de la anul, oricum o să uitați până să termin seara asta. Eu am glume destul de scurte, o să încep așa tot cu ele. Eu nu fac de mult timp stand-up comedy și am zis mereu, uitându-mă la cei din afară făcând asta, că vreau să încerc și eu chestia asta. Știți că e și vorba românească, încercarea moarte n-are. Bine, atât timp cât nu încerc să te sinuciți. Am participat recent la o cursă de alergat 100 de metri pentru oameni surzi și am câștigat, fiind primul care auzi pistolul. Mersi frumos, puteți și aplauda dacă vă place. Părinții mei s-au despărțit când aveam doar 10 ani, dar e ok, pentru că erau siamezi. Știți cum îi se spune unui om care îi place să vadă tot ce mai bun în alte persoane? Ginecolog. Mersi frumos. Știți de ce nu mai cântă domnul problemă? Pentru că și-a rezolvat-o. Prietenii mele îi place foarte mult să trăiască în trecut. Sincer, n-am mai văzut în 2010. Un club de leproși a fost acuzat recent de misoginism pentru că nu acceptau membre. Mersi frumos. Când aveam vreo 5-6 ani, la noi la bloc era o mare teamă să nu te lovești la tâmplă, pentru că s-ar putea să mori. Și normal că într-o zi m-am la tâmplă, m-am speriat foarte tare. Și țin minte că am mers cu ochii în lacrimi la mama mea și i-am spus: tu mă, de urgență la un tâmplar. Mersi frumos, o aplauz eu. Prea mulțumit. Nu știu dacă vă luați să citiți și mi-e plăcut foarte mult să citesc cărți. Recent am fost la bibliotecă și am citit cartea asta care se numea parcă Istoria Gastronomiei. Am aflat foarte multe lucruri interesante din cartea asta. De exemplu, am aflat faptul că Nostradamus consuma multe ciuperci. Salata preferată a lui Van Gogh era salata de curec. Iar Mihai Eminescu mânca foarte mult rahat. Estimata mea. Nu știu dacă vă plac numele cabinetelor oftalmologice la noi în țară. Mie mi se par destul de neoriginale. Dacă uitați, aproape toate conțin termenul de opti în cadrul numelui. Dacă uitați, de exemplu, OptiCris, OptiNova, OptiPula mea. Eu cred că un nume mai bun pentru un cabinet oftalmologic, sincer, ar fi Trecem cu vederea. Sau Unde-ți doi puterea crește. Mersi. Eu am și aflat recent că se pot crea evenimente pe Facebook și am zis că trebuie să creez și eu unul cu prietena mea și am zis unde să ținem evenimentul, hai să ținem la noi unde stăm în chirie, că e practic singura locație de care dispunem. Și am zis că trebuie să-i dăm și un nume ca să vină lumea să atragă oamenii. De exemplu, cum e aici, Open Mic la Club 99, sună cumva și vine lumea. Și am zis cum să numească ca să vină cât mai mulți oameni, e primul eveniment până la urmă. Și am zis să se numească Adunarea Oamenilor Săraci din București. Spre surprinderea mea, 2000 de oameni ziceau că vin. Dar la eveniment am fost doar eu cu prietena mea. Restul nu și-au permis să vină. Mersi frumos. E ok? Sunt în aici. Eu am și vrut să-mi cumpăr niște haine de la un second hand, însă m-am oprit la ușa de la intrare pentru că a văzut că avea un afiș pe care scria: avem marfă nouă. Pentru că nu știu până acum de ăsta aici, nu intru. Mersi frumos. Chiar apreciez. Mai bine o aplauză decât niciuna. Nu știu dacă ați văzut știrea asta la televizor, ce se discuta despre faptul că se dorește reabilitarea operelor lui Constantin Brâncuș. Din ce am înțeles, anul acesta vor sterne Coloana Infinitului. Nu știu dacă știți expresia asta din limba engleză. Gata, e ok? Nu știu dacă știți, există o expresie în limba engleză care spune ceva genul: if life gives you lemons, make lemonade. Ceea ce tradus ca mot amor însemna: dacă viața îți dă lămâi, fă limonadă. Mă gândesc că pe aceeași logică, dacă viața, de exemplu, îți dă gândaș de bucătărie, ar trebui să faci Auschwitz pe pădele? Și nu știu dacă vă place să ajutați oameni. Mi-am aflat recent că există un site unde poți să ajuți oameni direct cu sfaturi. Se numește TPU, cred că înseamnă toți pentru unul.
Și acolo am intrat și eu pe site să ajut pe cineva și mă gândeam la ce secțiune să intru ca să ajut. Și am zis, hai că intru la prima secțiune care îmi sare în loc, uite, întrebări sexuale. Și acolo era un băiețel de 12 ani, să zicem Matei, că-l chema. E vreun Matei aici în seara asta? Și acolo Matei întreba sincer, cum pot să renunț la Labon? Bine, hai că te ajut, ia de aici, poftim, numărul doctorului Ciomu. Și o să închei și eu cu o glumă religioasă și nu vă deranjează glumele religioase, nu? Bun, perfect. Nici pe mine. Nu știu dacă ați puțin vreodată să treceți pe lângă o biserică și să vedeți oameni care își fac cruce atunci când trec pe lângă ea, dar dacă vă uitați atent, lumea nu își face o singură cruce, lumea își face câte două, trei, în caz că trece un avion deasupra capului și ratează Dumnezeu vreo cruce. Și ideea e că e foarte important ca Dumnezeu să vadă crucile pe care le facem, pentru că El le notează pe toate într-un tabel Excel, le exportă la Sfântul Petru, iar acesta, când ajungem la porțile Raiului, se uită efectiv pe listă și vede dacă ne-am calificat sau nu în Rai. E cam ca la mondiale. Mă rog, nu știu dacă vi s-a părut ciudat când ați văzut oameni care își fac cruce atunci când trec pe lângă biserică, dar mie mi s-a părut mereu ciudat când am văzut pe dentistul meu făcându-și cruce înainte de extracții. Cam asta a fost pentru mine în 6 minute, am ajuns. Andrei, nu? O să pară puțin simpatic, Andrei. Mulțumesc, Andrei, că ați venit. Da. Asta e vreo mai să ne zic ca să ia să fiți toți. Hai de aici, de aici, de aici, Facem organizat. Eu zic 1, 2, 3 și voi faceți. Hai, 1, 2, 3 și. Urmează Dan, motherfucking...